Bună ziua! Și până acum, la ședința ordinară, convocată prin dispoziția numărul 100 din data de 9.02.2018, de către domnul Lucian Ovidiu Micu, primarul municipiului Roman, prezent în sală 21 de consilieri, dintr-un total 21. Pe ordinea de zi avem 12 proiecte plus un proiect suplimentar. Discuții asupra ordinei de zi? Plus diverse, da? Supunem la vot ordinea de zi. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Vă rugăm să votăm și procesul verbal al ședinței ordinare a Consiliului Local din data de 31 ianuarie 2018. Voturi pentru? Voturi împotrivă? Abțineri? Unanimitate. Proiect de hotărâre privind aprobarea planului de acțiuni pentru repartizarea orelor de muncă către beneficiarii de ajutor social. Avizul Comisiei pentru Administrație Publică. Aviz favorabil. Avizul Comisiei Juridice. Aviz favorabil. Discuții. Supunem la vot. Cine este pentru? Voturi împotrivă. Abțineri. Unanimitate. Proiect de hotărâre privind aprobarea acordului de parteneriat cu Fundația Terra Mileniul 3. Avizul Comisiei pentru Administrație Publică. Aviz favorabil. Avizul Comisiei Juridice. Aviz favorabil. Discuții. Supunem la vot. Cine este pentru? Voturi împotrivă, abțineri, unanimitate. Proiect de hotărâre privind mandatarea reprezentării municipiului Roman. Avizul Comisiei pentru Administrație Publică Locală. Aviz favorabil. Avizul Comisiei Juridice. Aviz favorabil. Discuții. Supunem la vot. Cine este pentru? Voturi împotrivă, abțineri, unanimitate. Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2018 al SC Municipal Locat Ostel S.A. Roman. Avizul Comisiei pentru Buget Finanțe. Aviz favorabil. Avizul Comisiei Juridice. Aviz favorabil. Discuții? Nu particip la vot. Nici eu. Procedura s-a însemnat. Domnul Consilier Vasilu, Acum, pe principiu ăsta, părerea mea, că ar trebui să desemnăm reprezentanții Consiliului Local din afara consilierilor. Deși legea spune foarte clar că își desemnează din rândul consilierilor, adică... Supunem la vot. Cine este pentru? Votul împotrivă? Abțineri? Deci 18.21.3. Da. Proiecte? Nu mai spune. Primul proiect se numea altfel. Nu era cu planul de anual, a fost la o ședință trecută. Proiectul nu era pichete sociale. Deci ați citit greșit denumirea proiectului. Proiectul se referea la pichete sociale, ca să îndrepte, da? Ok. Mergem mai departe. Proiect de hotărâre privind aprobarea nivelului costului mediu lunar de întreținere și a contribuției lunare de întreținere datorată de persoanele vârstnice îngrijite în centrul rezidențial pentru persoane vârstnice Casa Bunicilor din cadrul Direcției de Asistență Socială Roman pentru anul 2018. Avizul Comisiei pentru Buget Finanțe. Aviz favorabil. Avizul Comisiei Juridice. Aviz favorabil. Discuții? Vă rog. Și să pun o întrebare, mi se pare că Proiect de hotărâre privind completarea HCL numărul 81 din 14.04.2009. Avizul Comisiei pentru Urbanism și Administrarea Teritoriului. Aviz favorabil. Avizul Comisiei Juridice. Aviz favorabil. Discuții. Chiar am întâlnit și domnului primar. Am văzut, chiar văzut să vă supun atenție o problemă cu abonamentele astea gratuite care le acordăm și s-a votat în ședință. Am văzut la Buzău și vă dau... Da. Numai se referă la proiectul ăsta, se referă la următorul. Da? Supunem la vot. Supunem la vot. Cine este pentru? M-a speriat. Votul împotrivă?
Abțineri? Unanimitate, domnul consilier. Nu participă. Da, absolut, da. Proiect de hotărâre privind modificarea HR-ului numărul 19 pe 2018. Avizul Comisiei pentru Buget Finanțe. Aviz favorabil. Avizul Comisiei Juridice. Aviz favorabil. Discuții, vă rog, domnul consilier. Aici era modificare, nu modificare. 6 și 7 am computat. Vă rog să mă scuzați. Deschide microfonul să aud. Vocea dumneavoastră nu e suficient auzită. Mai adăsă, vă dați. Nu. Din interior vă s-a părea. Am văzut la Buzău, Consiliul Local a aprobat aceeași treabă, ca și la noi, prima parte, veteranii, primul calup, al doilea, pensionari, elevi, șomeri, etc. La calupul 2 de abonament gratuit, li s-a acordat la ele pensionar și așa mai departe pe o singură linie, de unde stă până la liceu duș întors. Ca să beneficieze pe toate liniile de transport, cele 4-5 categorii de cetățeni, plăteau o taxă modică de 30 de lei pe lună. Ce vreau să supun atenție dumneavoastră, ce părere s-a putea aduce bani la Consiliul Local pe care să-i folosim în îmbunătățirea stațiilor de autobuz și așa mai departe. Eu aș dori un amendament, dacă se poate, și veți fi de acord, ca pe toate liniile să se plătească un abonament modic de 30 de lei pe lună. Dumneavoastră hotărâți. Mie s-a părut interesant, am inventat roata de la colegii noștri mai din sud. Da, eu am citit într-adevăr acel proiect pe care mi l-ați trimis dumneavoastră. Două discuții vreau să fac în primul rând. Una se referă la faptul că Buzău, să spunem, are o tradiție în ceea ce înseamnă transportul public local și, sigur, altfel se pot face evaluările. Știți foarte bine că la noi în ultimii ani, din păcate, nu a fost un serviciu care să funcționeze la un nivel pe care ne l-am dorit cu toții. Și de aceea am pornit cu precauție în acest prim an în care acordăm și aceste subvenții, tocmai pentru a putea avea în continuare un serviciu de transport public local la Roman. În al doilea rând, Buzău e Buzău și are o suprafață clar mult mai mare decât Romanul. Este o reședință, un municipiu reședință de județ, drept pentru care probabil sunt mult mai multe linii și de acolo a apărut și această variantă. Trebuie să înțelegeți însă că acești bani pe care îi plătește orice beneficiar al transportului public local merg către operatorul de transport. Nu au nicio legătură cu primăria municipiului Roman. Desigur, primăria municipiului Roman încasează o redevență de la acest operator. Din punctul meu de vedere, cred că e bine să păstrăm aceeași prudență pe care v-am propus-o încă de la prezentarea acestui proiect de hotărâre, astfel încât să ne facem o idee după un prim an de funcționare, inclusiv pe principiul acesta al acordării subvențiilor, și sigur că ulterior, în anul viitor, având totuși în spate un istoric la care să ne raportăm, să putem să venim cu îmbunătățirea acestui sistem de acordare a facilităților de transport. Supunem la vot cine este pentru? Abțineri? Voturi împotrivă? 4 abțineri. 4 abțineri. Proiect de hotărâre privind aprobarea programului pentru acordarea finanțărilor nerambursabile de la bugetul local al municipiului Roman pe anul 2018 pentru activități non-profit de interes local în baza legii numărul 350 pe 2005. Avizul Comisiei pentru Buget Finanțe. Aviz favorabil. Avizul Comisiei Juridice. Aviz favorabil. Discuții? Domnul
Da, propun un amendament. De fapt, eu zic să se meargă pe, la comisie mă refer, să meargă pe hotărârea de anul trecut. Propunerea de anul trecut. 17, da. Deci trebuie să alegem 2 consilieri pentru comisia de evaluare, aproape și 2 pentru comisia de soluționare. Pot să vă amintesc că la prima comisie, cea de soluționare a contestațiilor cu privire la rezultatul sesiunii de selecție a proiectelor care vor beneficia de finanțare de la buget local, făcea parte domnul Constantin Ghica și dumneavoastră. Iar cealaltă comisie, cea a proiectelor, Dana Lăcrămioara Păiuș și Constantin Fălbaș. Domnule, o pauză de un minut pentru a... Eu propun. Păi nu, dacă nu mai sunt date propunere, atunci îți pregătim buletinul de vot și să trecem la vot. Comisia de validare. Thank you.
și incompatibile, nu are nici total. Vă rog. Important. La muncă, voi, la muncă. Candidez la cotizii și nu merg votul. Și face. Aprobarea unor documentații de urbanism. Avizul Comisiei pentru Urbanism. Disfavorabil. Avizul Comisiei Juridice. Disfavorabil. Discuții. Am observat că toate sunt. Aviz favorabil. Supunem la vot. Proiect. Cine este pentru? Votul împotrivă. Abține. Unanimitate. Proiect de hotărâre privind aprobarea acordului de colaborare între Municipiul Roman și Clubul Sportiv Municipal Roman pentru realizarea Târgului de Mărtișor. Avizul Comisiei pentru Cultură, Sport și Sănătate. Aviz favorabil. Avizul Comisiei Juridice. Aviz favorabil. Discuții. Supunem la vot. Cine este pentru? Votul împotrivă. Abțineri. Unanimitate. Proiect de hotărâre privind utilizarea excedentului pe anul 2017 în bugetul local pe anul 2018. Avizul Comisiei pentru Buget Finanțe. Aviz favorabil. Avizul Comisiei Juridice. Aviz favorabil. Discuții. Supunem la vot. Cine este pentru? Votul împotrivă. Abțineri. Unanimitate. Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului consolidat al Municipiului Roman pe anul 2018 și a listelor de investiții finanțate de bugetul local, bugetul instituțiilor și activităților finanțate integral sau parțial din venituri proprii și subvenții. Avizul Comisiei pentru Buget Finanțe. Avizul este favorabil cu o completare, o modificare a anexei 4, respectiv introducerea două proiecte pe lista de studii și proiecte, poziția 22 și 23, expertiză tehnică sală Sport Miron Postin 14.000 de lei și proiect tehnic stabilizare teren adiacent artera Roman IES 10.000, totodată diminuarea poziției 8 și 9 de la 54.000 la 40, la poziția 8, iar la poziția 9 de la 38 la 28. Mulțumesc. Avizul Comisiei Juridice? Juridice. Aviz favorabil. Probabil cu amendamentele de la buget finanțe. Eu propun, da. Propun să votăm pe anexe. Sunteți de acord, da? Da. Având în vedere că sunt foarte multe persoane care sunt în diverse consilii de administrație, considerăm că e mai bine așa. Da, nu? Sunt. Anexa numărul 1. Votul pentru. Nu participă la discuție. Deci cine nu participă la anexa 1? Domnul Andrieș. Și domnul Ilie.
Cine este pentru? Votul împotrivă. Nu participă la vot. La care te zici? La tot. La tot. Deci trei neparticipări, restul unanimitate la anexa 1. Ce ziceți la anexa 2? Spune la vot. Cine este pentru? Nu, dar la fel, hai să vedem cine participă. Anexa 2. Anexa 2, cine participă? Aceeași. Aceeași. Domnul Zorba, la tot proiectul, da. Și domnul Zorba? Da. Da. Spune la vot. Cine este pentru? Voturi împotrivă. Abțineri. Trei abțineri. Anexa 3. Cine nu participă? În afară de domnul Orban. Deci participă toți în afară de domnul consilier Orban, da? Spune la vot. Cine este pentru? Voturi împotrivă. Abțineri. Cât abțineri? 4. Anexa 4. Cine nu participă la vot? Studii și proiecte. Domnul consilier Horvat. Supune la vot. Cine este pentru? Cine este împotrivă? Abțineri. 3 abțineri. 4 abțineri. Anexa 5. Cine nu participă? Domnul consilier Achilivai, domnul consilier Cocuderi, domnul consilier Colban. Cine este pentru? Abțineri. Voturi împotrivă? Câte abțineri? 4 abțineri. Anexa 6. Cine nu participă? Domnul consilier Colban. La diverse sunt remis. Cine este pentru? Voturi împotrivă. Abțineri. Anexa 7. Cine nu participă? Domnul consilier. Voturi pentru. Voturi împotrivă. Abțineri. Proiect de hotărâre privind modificarea și completarea actului constitutiv și statutului Asociației de Dezvoltare Intercomunitară Aqua Neamț. Avizul Comisiei pentru Administrație Publică Locală. Aviz favorabil. Avizul Comisiei Juridice. Aviz favorabil. Discuții. Supune la vot. Cine este pentru? Votul împotrivă. Abțineri. Unanimitate. Puncturi diverse. O să-l rog întâi cu domnul consilier Achiriloae, pentru dumneavoastră. Da, mulțumesc, domnul președinte. Am să vin în fața dumneavoastră, domnule primar, cu rugăminte și toată, în aceeași măsură și către Consiliul Ierii Locali, de a găsi o soluție, eu vin cu o propunere, în sprijinirea activității medicale din municipiul Roman, respectiv activitatea medicală, mai exact, de la Spitalul Municipal de Urgență Roman. Având în vedere că în zona Bicaz s-a demarat o astfel de acțiune. Vedeți cu toții, în această perioadă au fost votate bugetele atât la nivelul UAT-ului cât și la nivelul spitalului. Așa cum știm cu toții, bugete de austeritate, în special în ce înseamnă cheltuieli de funcționare în acest an. Având în vedere că în Spitalul Roman se tratează circa 35% din pacienții din județul Neamț, pacienți care provin în special din zona metropolitană Roman, din cele 27 de comune din arondate, precum Romanului și nu numai, mă gândeam că ar fi o variantă în care în jurul municipiului Roman am creat o asociație non-profit cu obiectul de activitate, sprijinirea activității din Spitalul Municipal de Urgență, la care să contribuie toate primăriile din jurul Romanului, pentru că, așa cum spun, pacienții
vin și din această zonă. Țin cont aici că nenumărate de demersuri pe care le-am făcut și la nivelul Consiliului Județean, foarte greu reușim să găsim o soluție de sprijin și de aceea am zis că poate direct, împreună cu edilii din aceste comune, putem pune umăr la umăr și poate găsim o soluție ca puțin câte puțin să mai contribuim în ceea ce ar însemna creșterea calității actului medical și creșterea cheltuielilor de funcționare la spital. Aceasta ar fi ideea, putem merge pe ceea ce au gândit și cei din zona Bicaz, se poate perfecționa, nu știu, cred că toată lumea ar fi de acord să facem un astfel de demers. Da, eu vă mulțumesc pentru propunere, vom studia și ceea ce s-a întâmplat în zona Bicaz. Cred că la o primă ședință a Asociației Roman Metropolitan vom putea aduce și în discuția primarilor din aceste comune acest aspect. Și de asemenea, cred că poate fi folosită până la urmă chiar Asociația Roman Metropolitan, care, printre alte activități pe care le desfășoară, poate avea vedere și Spitalul Municipal de Urgență Roman. Vă mulțumesc pentru vă. Și vă mulțumesc, domnul consilier Roman, vă rog. Eu chiar am să susțin solicitarea colegului, o să încerc să vorbesc și colegii, să facem lobby la primare PSD din... Până la urmă, trebuie să aibă nicio importanță culoarea politică. Nu, dar e vorba pentru asta, ca să sprijine această inițiativă, într-adevăr. Frumoasă inițiativă a Bicazului și ar fi păcat să nu o folosim și noi în Roma. Acum aș dori ca să-mi explic atitudinea de neparticipare la vot. Pentru că s-a luat pe capitole, dacă era înainte să vota bugetul, aveam o intervenție de făcut. Pentru că bugetul la noi a fost, știți cum s-a întâmplat. Am avut anul trecut un buget, într-adevăr, foarte, foarte mic, doar cu 53 de miliarde. Am atras atenția atunci. Dom'le, când s-a mărit salariile, că erau obligatoriu cu 20%, dom'le, să avem bani să închidem bugetul în continuare, da. După aia am făcut împrumutul, cel mai mare din istoria Romanului, de 10 milioane de euro. Am ridicat problema, domnul primar a garantat că nu se vor mări taxele datorită facem împrumutul. Eu dau cezarului ceea cezarului. Am întrebat după aia. Zic că noi, dumneavoastră ne-ați prezentat, ați discutat aparatul primarului, s-a mărit salariile în primărie. Nu știu, sunt mari, sunt mici, sunt medii. Am întrebat și atunci, domnule primar, avem bani ca să nu afectăm, să nu mărim taxe și impozite. Nu. Chiar curba, colegul a solicitat să consemneze în procesul verbal că nu se vor mări taxele și impozite. A venit, într-adevăr, trecerea contribuțiilor nu afectează primăria de la angajat la angajator. Cu niciun. Trecerea contribuțiilor nu. Dacă nu afectează pe chica treaba. Da. Problema e alta. Se știa programul de guvernare că o măsură liberală, scăderea taxelor și pe venit, adică de la 16% la 10%. Că aici a fost lovitura grea care s-a dat la UAT-uri. Dar a venit, s-a aprobat legea bugetului de stat, în care, la punctul 6, se prevede clar că toate UAT-urile vor primi cel puțin pentru echilibrarea bugetului, valoarea din 2017. Am spus-o asta și pe 21 decembrie și am rugat să nu se voteze. Între semn de protest, n-am participat la vot la punctul ăsta suplimentar.
Acum am o singură întrebare. Din cauza asta n-am putut, vreau să fac acest scurt prezentare. Domnule primar, dacă Guvernul României, la prima rectificare de buget, acordă primăriei Romani suma compensatorie care am pierdut-o datorită scăderii de la 16% la 10%, dumneavoastră sunteți de acord să redăm banii cetățenilor romașcani? Să nu spuneți că nu se mai poate. Deci eu sunt de acord că în condițiile în care vor reîntregi sumele pe care municipiul roman a pierdut, toate acele sume de bani să meargă în investiții în municipiul roman. Care se, care, deci 93 de miliarde, dacă vor ajunge 93 de miliarde pe care municipiul roman le-a pierdut și le vom primi de la guvern, toți acești bani vor merge în investiții în municipiul roman, care, pe care de consecință, nu face altceva decât să ducă la creșterea nivelului de trai și a condițiilor de viață în municipiul roman. Pentru că noi anul ăsta avem un acum plus. Îți spunea colegul că avem un buget auster și așa mai departe. Previziunile nu sunt așa sumbre. Avem centura aia foarte mare pe care să acoperim pentru bun, proiecte la Uniunea Europeană, PNDD, de la guvern. Avem aia 10 milioane de euro care... Acei bani, vreau să vă spun următorul lucru. În primul rând, momentan, acel împrumut nu este în vigoare, pentru că nu avem finalizate toate studiile de fezabilitate pentru a primi avizul de la Comisia Națională de Avizare a Împrumuturilor Locale. Doi, banii aceia nu vor putea fi trași cel puțin în anul 2018. Cu siguranță nu vom putea nicio sumă să tragem, pentru că și aceste împrumuturi locale merg tot în balanța de plăți la nivel național și nu trebuie să depășim acel deficit asumat cu UE de 3%. Deci, chiar dacă acel împrumut este aprobat de Consiliul Local până nu primește toate avizele, el nu intră în vigoare. Mai mult decât atât, Comisia Națională de Avizare a Împrumuturilor Locale stabilește când se vor putea trage efectiv acei bani. Deci nu putem vorbi în momentul de față de acel. Momentan suntem stagnați, deci nu avem. Și tocmai din această cauză, ba mai mult, trebuie să luați în calcul și faptul că la toate acele obiective de investiții pe care noi le-am propus, primăria trebuie să vină și cota parte de cofinanțare. Deci nu poate. Deci nu poate. Totuși, vreau să vă... O singură problemă, o frază, da? Vreau să vă felicit că ați reușit să normalizați situația cu Consiliul Județean. Am văzut că nu mai suntem ca anul trecut. Primiți cu aia 2.000 de lei care mi s-au dat anul trecut. Intrăm pe un făgaș ca lumea și cred că o să aveți surprize plăcute pentru romași, pentru romașcani. Doamne ajută, așa să fie. Eu vreau să vă mai asigur de un lucru. Dacă într-adevăr guvernul își va onora acea obligație asumată de un alt guvern până la urmă, nu avem decât să fim cu toții bucuroși că acest lucru generează condiții de viață mai bune pe raza municipiului Roma. Mulțumesc. Domnul primar, domnul Masia Hormana, am înțeles că domnul Achiu a emigrat să... S-au lămurit. Da. Mulțumim. Mulțumim pentru participare. Mulțumim pentru participare.